Hello! M-am întors la voi cu un video de prezentare al mixerului Yamaha MG10X. Aceste mixere MG sunt foarte bune pentru începători, cât și spre avansați, depinde, pentru trupe live, poate pentru DJ, trupe live mai mici mă refer normal, pentru DJ sau pentru săli de conferințe. Este un mixer foarte portabil. 10 vine de la 10 canale. Avem 4 canale de microfon și 1, 2, 3 stereo. Bun. Ce mai avem aici? Avem două ieșiri main-out cu XLR balansate sau stereo-out plus 4 decibeli cu mufe jack. Avem ieșire pentru căști, avem ieșire separată pentru ieșirea efectului, avem pedală, deci intrare de foot switch, de pedală, pentru a opri din pedală efectele. Pe aceste două canale și intrări RCA, pe canalele de microfon sau de instrument, mă rog, avem și un buton de Phantom Power. Pe primele două canale avem compresoare. Preamplificatoarele sunt foarte bune, efect pe fiecare canal și avem panoramare, adică balans pe fiecare canal. Un minus pentru mine este că equalizerul nu este parametric, dar în rest este foarte ok. Bun, deci Yamaha MG10X. X-ul vine de la efecte, deci are procesor de 24 de efecte incorporate cu display digital și ieșire de monitor. Deci cu acest mixer poți să îți faci treaba dacă ai cumva o trupă mai mică, ai un sistem de PA activ, chiar și pasiv dacă ai amplificator pe lângă, și ai și monitoare, și ai și pedală, și ai de toate, și ai și efect. Nu este XU, adică nu are mufă USB, dar este un mixer prea bun la prețul de 1200 de lei.